Echipa de medici a spitalului din Cernavodă are un nou specialist în pneumologie. Dacă în trecut cei cu probleme pulmonare mergeau la clinici și spitale din alte părți, acum își pot efectua controle în fiecare zi la spitalul din oraș. Mă ocup de toate problemele care pot apărea în cadrul aparatului respirator și al plămânilor, în special. În Cernavodă, problema principală care este de interes național și mondial, este controlul și supravegherea tuberculozei, o boală contagioasă, insuficient controlată și tratată la noi în țară. Tuberculoza este o boală extrem de gravă cu care se confruntă mii de români, și Cernavodenii au fost infectați, iar în ultima perioadă s-au prezentat la medic tot mai multe persoane cu astfel de probleme. Tuberculoza este o boală contagioasă care se manifestă prin tuse cu expectorație mai mult de 3 săptămâni în fiecare zi, scădere ponderală și transpirații nocturne. Este dată de un bacil care se transmite între oameni și uh, afectează în special persoanele cu imunitate precară. Cernavodenii sunt foarte încântați de faptul că spitalul aduce periodic cadre medicale noi, specializate în diverse domenii și spun că au încredere în serviciile oferite. Pentru rezolvarea problemelor de TBC. Ce părere aveți noastră? Era necesar așa e ceva? Foarte necesar. De ce să nu avem și noi medici specialiști în oraș aici? Deci e un lucru foarte bun. E foarte bine. Da. Ați apelat uh, concretere la serviciile Spitalului Rășineu? De ce nu? Păi, medici foarte pregătiți, nu e nicio problemă. E un medic bun, aveam chiar nevoie de așa ceva, de un medic uh, specializat. specializat în domeniul acesta și suntem mulțumiți de el. Din cauza că tot mai mulți români suferă de tuberculoză, printr-un program național de sănătate bolnavii care au această boală, au acces gratuit la medicamentație pe toată durata tratamentului, care de cele mai multe ori se întinde la cel mult șapte luni.